Osservatorio Ambiente Domnului aduce în inimile noastre bucuria pe care apostolii, când Mântuitorul Iisus Hristos, intrând prin ușile înviate, le-a spus: pace vouă! Și de fiecare dată, în ziua Învierii Domnului, inima creștinului se umple de bucurie pentru biruința pe care Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, a avut-o asupra morții, cu moartea sa, prin moarte călcând, și cerul din morminte, viață de minune. Un clopot miezul nopții bate, iată, Iisus coboară pe pământ. Din piepturile voastre însângerate răsună imnul Învierii Sfânt. Avem deosebită plăcere de a invita în scenă pe Virginia Moraru, după care va urma Ștefana Gheorghiu. Să Domnul priveați și femeile așteptați, tot cu candelele pline, că nu știți ceasul când vine. Miezul nopții a sunat, mirele s-au urcat și cerezice fecioare iese într-un tâmpinare. Cinci fecioare înțelepte
să trăiești fărămiță de soare. Bună dimineața, apă bună! Să trăiești fărămiță de lună. Bună dimineața, sora mea! Să trăiești fărămiță de stea. Mă duc să spăl ghetrile, să spăl marurile. Ah, purgătoare, spală-mă și pe mine, de tăt și mă doare. Spală-mă de lacrimă, spală-mă de urât, de plânsul care-mi stă în gât. Spală-mă cu suioc, să-mi parte din noroc. Și cu un șir de lămâiță, să-mi parte din bubădiță. Încă și eu apă curgătoare, îți dau pâine și sare. Și mă rog la Dumnezeu să ai parte de soare. Oh,
Vă cheamă mucenici în veșnicii, fortificați biserica creștină cu pietre vii, zidite în temelii. Șoc, floare de tristețe, floare de noroc, ne trezești la horă, ne îndemni cu foc, inima ne bucuri, verde busuioc. Și acum avem plăcerea de a invita în scenă ansamblul Busuiocul. Thank you.
spasti joc de ea. Thank you.
dumneavoastră, ansamblul de dansuri populare cu Suiocul de la Biserica Ortodoxă Română Sfânta Cruce din Torino, care va interpreta un dans dobrogean.
bine. Când dați seama peste anima unde stansă și dușma. Mult am mai umblat prin lume, fiindcă am zis totul mai bine.
tânăra la formație de dans folcloric Hora Basarabiei, o observăm bătăi. Iar acum, stimați spectatori, cu o deosebită plăcere invit în scenă, în fața dumneavoastră, formația grupul Tomis. Ei, dar nu-i nimeni în sală. În seara asta facem mai multe roluri. Inginer de sunet, adică maestru, și maestru Vasile de la București, împreună cu Alexandru, botezatul lider Tomis, vom cânta o melodie care stârnește sufletul, dar chiar nu vă văd. Haideți, mai cu inimă rămâne. Române, dacă crezi că cu vocea ta ne-a primit Europa din șola la mare, mai tare! Apa trece pietre rămâi, ești grea, ești frumoasă, viața te rămâi. Aici vocea României! Și frumoasă viața.
Păi, cam asta e România noastră. Voioasă așa, nu? S-au văzut și la o seră, de-aia, dar nu așa. Dragă, dragă. Am tras-o la Galaxia, adică am venit pentru mere și am oprit-o. Am oprit-o la noi. Dar n-am putut să-l țin, că a plecat înapoi. Să-i mai zic. Ei, acum, care ai curajul în joc? De dansatori de muzică populară. Iar acum,
invităm în scenă fața dumneavoastră cântăreața de muzică populară din Basarabia, Virginia Moraru, care vă va încânta cu două melodii de pe meleagurile sale. Oh,
Acestui spectacol a fost semnată de către conducătorul artistic și maestru coregraf al ansamblului de dans Hora Basarabiei și al ansamblului Busuiocul, membru al Uniunii Muzicienilor din Republica Moldova, Mihai Chiriac. Hristos a înviat și în aceste zile importante pentru noi creștinii, iată, am ajuns la finalul acest spectacol. Vreau să vă zic că nu numai eu am luat parte activă aici în spectacolul acesta, fără de dumneavoastră, în primul rând, și fără de persoanele care stau în scenă, pentru artiști, pentru cei care au găsit timp în perioada câteva luni de zile să ne adunăm ca să facem acest spectacol la aceste zile de sărbători. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunt în scenă și vreau să vă zic dumneavoastră tuturor că au fost și asociațiile, unele asociații care au mai ajutat în ceea ce privește unele momente. Aici vreau să zic că Biserica Sfânta Cruce a adus tot aportul pentru acest spectacol. Găzduiește ansamblul Busuioc cu mai mult de un an de zile, la care ține umărul asociație a fraților noștri din Basarabia, care neobosit, iată, au fost alături de dânsul, din care și domnul Mihai Chiriac face parte, și toți ceilalți care astăzi sunteți aici. Atât formația Tomis, domnului Alexandru, îi mulțumesc din suflet și vreau să vă spun celor care ați fost la slujba învierii din Noaptea de Paște, că dacă nu erau acestea, care au fost aduse de dânsii, de cei de la
corpația Tomis, n-ați auzit slujba de Paște, noaptea învierii. Deci, am ocazia, în fața fraților noștri români, să-i mulțumesc încă o dată. Și o fac din tot sufletul. Pentru că am fost într-o mare dificultate anul acesta, în noaptea de Paște. Cel care anul trecut s-a ocupat de sunet n-a reușit să vină și iată că această formație prin aceste inimi au reușit să ne pună la dispoziție aparatura pentru a putea face noaptea de Paște. Ceea ce eu vreau să vă spun, că cei care se află aici pe scenă sunt artiști consacrați, unii dintre ei. Le mulțumesc din tot sufletul și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dumnezeu să le dea din această lumină a Învierii în viața lor, personală și artistică. Pentru că știu că fiecare avem nevoie de ceea ce Dumnezeu ne dă. Să vă dea bunul Dumnezeu și dumneavoastră tot ceea ce vă doriți în familiile dumneavoastră și în viața dumneavoastră. Dar ceea ce este important să știți este că acești artiști se diferențiază de alții. Pentru că să ai pe scenă un artist consacrat, așa cum sunt înșii, trebuie să foarte mulți bani. Mie nu-mi place să vorbesc despre bani, dar trebuie să vă spun și lucrul acesta. Pentru că știți că nimic nu se poate face fără energie, fără consum material. În lumea aceasta trăim și cu acestea ne confruntăm. Dar înșii au venit să evolueze astăzi pentru noastră gratis. Lucrul acesta este pe lângă calitatea artistică a dumnealor și vocile frumoase și calde și sufletele de români, iar aici pentru că am început cu tricolorul care scălda albul de lângă icoana Învierii, trebuie să vă pun la suflet un alt lucru. Faptul că sunt aici două țări, care de fapt este una singură, îmi permit să spun. Același tricolor, aceeași limbă, aceeași cultură, aceleași tradiții, același sânge, aceeași vibrație. Iată, se întâlnesc deci două țări, într-o singură culoare, culoarea românească. După aceea, se întâlnesc aici, în fața dumneavoastră, artiști care au un suflet mare, un suflet de român. Se întâlnesc pe meleaguri străine, pentru ca să ne bucure pe noi, pe toți. Mi-ar fi plăcut să fie mult mai mulți în seara aceasta aici. Probabil că unii au ales să stea în familie, care este un lucru binecuvântat de Dumnezeu, dar iată, dumneavoastră ați ales să vă reuniți în această familie mare a românilor de pretutindeni. Dumnezeu să binecuvinteze alegerea dumneavoastră, Dumnezeu să binecuvinteze strădania dânșilor. La Biserica Sfânta Cruce am încercat totdeauna să punem în valoare valorile noastre românești, care caracterizează sufletul de român. Și vă spun că această bătută, ultima care a evoluat, am auzit-o de multe ori în perioada postului mare, eu eram la slujbă sus, iar jos, în sală, tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Spuneam, domnule Mihai, numai un pic mai încet, pentru că eu știu că dumneavoastră faceți gimnastică și nu întrerupeți postul, pentru că ceea ce va urma, bucuria, va fi după Paște. Deci iată, ceea ce putem să facem, o facem cu toată dragostea. Acum o să vă rugăm și pe dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră, că a mai rămas un lucru. Nu trebuie să plătim artiștii, dar sala care am evoluat, care au evoluat deși, a costat o sumă frumușică. Cei care doriți să contribuiți la ieșire, este acolo o cutie în care fiecare dintre dumneavoastră puteți să faceți liber ofertă. Nu ca să dăm dânșilor, dar ca să putem să acoperim cheltuielile pentru sală. Un singur lucru vă spun.
Ceea ce este mai important este ceea ce s-a întâmplat pe scenă, este ceea ce s-a întâmplat în sufletele dumneavoastră ale tuturor, iar tot ceea ce este restul, până la urmă, contează și nu contează. Deci, într-un cuvânt, mulțumiri din suflet tuturor celor care în această seară ne-au dat posibilitatea să ne bucurăm românește, mulțumim dumneavoastră, mulțumim domnului Mihai Chiriac și, în ultimul rând, nu în ultimul rând, lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin. Să trăiți! Și nu am uitat, pur și simplu, pentru că stați cum. Vreau să vă prezint cele două persoane care astăzi au fost mereu în fața dumneavoastră, prezentatoarea Loredana Ioniță. Scenariul a fost semnat de interpreta și prezentatoarea Ina Popov. Dansatorii fac parte din Asociația Basarabia. Noi mai avem noi moldovenii de peste Prut, mai avem și o altă asociație, Speranța. Deci eu sunt de la Speranța. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu. Eu fac parte dintr-o asociație italo-română care se numește Flacra și care în această seară mi-a încredințat o misiune deosebit de importantă. Mi-a dat acest răvășel pe care eu ar trebui să-l citesc în fața dumneavoastră. Asociația Italo-Română Flacăra acordă diploma de merit ansamblului de dansuri populare Busuiocul al Bisericii Ortodoxe Române Sfânta Cruce din Torino, condus de maestrul coregraf Mihai Chiriac, în semn de apreciere și respect pentru menținerea și transmiterea minunatelor tradiții culturale românești. În acest moment aș invita în scenă pe președintele asociației, domnul Petre Cristea. Mulțumesc, Loredana, mulțumesc tuturor pentru că sunteți imaginele acestui frumos spectacol. Eu, în semn de virtute pentru cultura română, în semn de respect și recunoștință pentru tot ce a făcut acest minunat ansamblu, din toată inima, cu tot respectul pentru părintele Lucian, pentru că a acordat acest spațiu și a îngăduit și a arătat de tot prezentul atâta gălgie acolo. Dar ați făcut-o cu folos, vedeți ce minunată este această sală, ce minunați oameni, ce minunați îngeri îmbrăcați în alb, care au făcut o demonstrație teribilă de folclor românesc. Spun românesc și moldovenesc pentru că noi suntem frați și am fost dintotdeauna. Vă ofer cu toată cinstea și respectul această diplomă. Biserica Ortodoxă Română. Dumnezeu să vă aibă în bază pe mine, pe noastră și pe mine. Mulțumim! Felicitări încă o dată acestui minunat ansamblu și Bisericii Române, din nou mulțumiri. Meritele acestea, într-adevăr, le merită Biserica Sfânta Cruce și preotul Lucian Pop. Rupul roșu. Nu considerați că toate lucrurile acestea le-am făcut numai eu. Le-am făcut împreună. Hristos a înviat și se vedea Domnului numai bucurie și pace în sufletele dumneavoastră. Oh,
în cui eu mă zic așa eu și bună ziua! Vrem să... Hai, dar ție închei sunt, spune-mi. Nu știu, nu știu. Nu mi las spate. Tu ai stai cu videocamera mea, îmi pare. Uite, chiar am uite. Am uite. Nu e sărbătoare să nu fie șoc, floare de tristețe, floare de noroc. Ne trezești la horă, ne îndemni cu foc, inima ne bucuri, verde busuioc. Și acum avem plăcerea de a invita în scenă ansamblul Busuiocul. Oh!
Vă mulțumim! Stimați spectatori, noi invităm din nou în scenă toți participanții la acest spectacol. Au participat soliști vocali. Rodica Manciu. Noi ne cerem scuze de la doamna Rodica Manciu pentru că au fost câteva schimbări în program și așa s-a primit. Am uitat să o prezentăm. Doamna Rodica Manciu este o interpretă de la Bucovina. Acestui spectacol a fost semnată de către conducătorul artistic și maestru coregraf al ansamblului de dans Horea Basarabiei și al ansamblului Busuiocul, membru al Uniunii Muzicienilor din Republica Moldova, Mihai Chiriac. Hristos a înviat și în aceste zile importante pentru noi creștinii, iată, am ajuns la finalul de acest spectacol. Vreau să vă zic că nu numai eu am luat parte activă aici în spectacolul acesta, fără de dumneavoastră, în primul rând, și fără de persoanele care stau în scenă, pentru artiști, pentru cei care au găsit timp în perioada câteva luni de zile să ne adunăm ca să facem acest spectacol la aceste zile de sărbători. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunt în scenă și vreau să vă zic dumneavoastră tuturor că au fost și asociațiile, unele asociații care au mai ajutat în ceea ce privește unele momente. Aici vreau să zic că Biserica Sfânta Cruce a adus tot aportul pentru acest spectacol. Găzduiește ansamblul Busuiocul mai mult de un an de zile, la care ține umărul și ne ajută în toate Biserica Sfânta Cruce, preotul Lucian Roșu, care îi mulțumim foarte mult. Și prin aplauzele dumneavoastră, în continuare, vă rugăm mult că vă invităm în scenă.
Dar nu înainte, cu permisiunea dumneavoastră, Nenea Mihai, din cauza unor emoții normale, a uitat să prezinte cele două prezentatoare ale noastre. Prezentatoarea. Vin mai aici într-o parte să vă văd mai bine. Eu n-am făcut nimic pentru acest spectacol. Pentru că ceea ce am făcut eu în aceste zile premergătoare zilelor de Paști, v-am ascultat sufletele dumneavoastră și le-am pus în fața lui Dumnezeu în taina Sfintei Spovedanii. Atât cât am putut. N-am putut la toți pentru că timpul este foarte limitat. Și n-am făcut-o singur, am făcut-o împreună cu ceilalți doi preoți. Dar cine a vrut ca acest spectacol să fie pus în fața lui dumneavoastră, în primul rând a fost Dumnezeu, pentru că primul cuvânt, printre primele cuvinte pe care Mântuitorul Hristos le-a spus după învierea din morți, a fost bucurați-vă. Și iată, pentru ca bucuria dumneavoastră să fie deplină în aceste zile de Paști, prin bucurie, înțelegând aceste momente de bucurie, după momentele de bucurie din Sfânta Liturghie, din noaptea de înviere și de astăzi de la biserică, iar după aceea, cel care din tot sufletul și și-a sacrificat timpul, a trecut pe sus și pe jos pentru a ajunge în aceste zile, v-a contactat pe toți cei care sunteți astăzi pe scenă, în parte a stat cu dumneavoastră ore în șir, atât cu grupul copiilor de la Biserica Sfânta Cruce, cât și cu ansamblul Hora Basarabiei, care, iată, evoluează în scenă astăzi pentru prima dată și pentru mine surprinzător. De fapt, ceea ce face domnul Mihai nu mai surprinde nimic. Reușește în timp foarte scurt, cu o plămadă, să facă o adevărată pâine frumoasă și rotundă. Deci cel care a vrut din tot sufletul ca acest spectacol să vă bucure pe dumneavoastră și pe noi pe toți, a fost domnul Mihai Chiriac. Nu trebuie să uităm tânăra asociație a fraților noștri din Basarabia, care neobosit, iată, au fost alături de dânsul, din care și domnul Mihai Chiriac face parte, și toți ceilalți care astăzi sunteți aici. Atât formația Tomis, domnului Alexandru, îi mulțumesc din suflet și vreau să vă spun celor care ați fost la slujba învierii din noaptea de Paști, că dacă nu erau acestea, care au fost aduse de dânsii, de cei de la formația Tomis, n-ați fi auzit slujba de Paști în noaptea învierii. Deci, am ocazia, în fața fraților noștri români, să-i mulțumesc încă o dată și o fac din tot sufletul. Pentru că am fost într-o mare dificultate anul acesta, în noaptea de Paști. Cel care anul trecut s-a ocupat de sunet n-a reușit să vină și iată că această formație, prin aceste inimi, au reușit să ne pună la dispoziție aparatura pentru a putea face noaptea de Paști. Ceea ce eu vreau să vă spun, că cei care se află aici pe scenă sunt artiști consacrați, unii dintre ei. Îi mulțumesc din tot sufletul și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dumnezeu să le dea din această lumină a învierii în viața lor, personală și artistică. Pentru că știu că fiecare avem nevoie de ceea ce Dumnezeu ne dă. Să vă dea bunul Dumnezeu și dumneavoastră tot ceea ce vă doriți în familiile dumneavoastră și în viața dumneavoastră. Dar ceea ce este important să știți, este că acești artiști se diferențiază de alții. Pentru că să ai pe scenă un artist consacrat, așa cum sunt înșii, trebuie să foarte mulți bani. Mie nu-mi place să vorbesc despre bani, dar trebuie să vă spun și lucrul acesta. Pentru că știți că nimic nu se poate face fără
energie fără consum material. În lumea aceasta trăim și cu acestea ne confruntăm. Dar dânsii au venit să evolueze astăzi pentru noastră gratis. De lucrul acesta este, pe lângă calitatea artistică a dumnealor și vocile frumoase și calde și sufletele de români, iar aici pentru că am început cu tricolorul care scălda albul de lângă icoana Învierii, vreau să vă pun la suflet un alt lucru. Faptul că sunt aici două țări, care de fapt este una singură, îmi permis să spun. Același tricolor, aceeași limbă, aceeași cultură, aceleași tradiții, aceleași sânge, aceleași vibrație. Iată, se întâlnesc deci două țări într-o singură culoare, culoarea românească. După aceea, se întâlnesc aici, în fața dumneavoastră, artiști care au un suflet mare, un suflet de român. Se întâlnesc pe meleaguri străine, pentru ca să ne bucure pe noi, pe toți. Mi-ar fi plăcut să fie mult mai mulți în seara aceasta aici. Probabil că unii au ales să stea în familie, care este un lucru binecuvântat de Dumnezeu, dar iată, dumneavoastră ați ales să vă reuniți în această familie mare a românilor de pretutindeni. Dumnezeu să binecuvinteze alegerea dumneavoastră, Dumnezeu să binecuvinteze strădania dânșilor. La Biserica Sfânta Cruce am încercat întotdeauna să punem în valoare valorile noastre românești, care caracterizează sufletul de român. Și vă spun că această bătută, ultima care a evoluat, am auzit-o de multe ori în perioada postului mare. Eu eram la slujbă sus, iar jos, în sală, tum, 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 tum. Spuneam, domnule Mihai, numai un pic mai încet, pentru că eu știu că dumneavoastră faceți gimnastică și nu întrerupeți postul, pentru că ceea ce va urma, bucuria, va fi după Paște. Deci iată, ceea ce putem să facem, o facem cu toată dragostea. Acum o să vă rugăm și pe dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră, că a mai rămas un lucru, nu trebuie să plătim artiștii, dar sala în care am evoluat, în care au evoluat dânsii, a costat o sumă frumușică. Cei care doriți să contribuiți la ieșire, este acolo o cutie în care fiecare dintre dumneavoastră puteți să faceți liber o ofertă. Nu ca să dăm dânșilor, dar ca să putem să acoperim cheltuielile pentru sală. Un singur lucru vă spun. Ceea ce este mai important este ceea ce s-a întâmplat pe scenă, este ceea ce s-a întâmplat în sufletele dumneavoastră ale tuturor, iar tot ceea ce este restul, până la urmă, contează și nu contează. Deci, într-un cuvânt, mulțumim din suflet tuturor celor care în această seară ne-au dat posibilitatea să ne bucurăm românește, mulțumim dumneavoastră, mulțumim domnului Mihai Chiriac și, în ultimul rând, nu în ultimul rând, lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin. Să trăiți! Și nu am uitat pur și simplu pe lucru, stați cu noi. Vreau să vă prezint cele două persoane care astăzi au fost mereu în fața dumneavoastră, prezentatoarea Loredana Ioniță. Scenariul a fost semnat de interpreta și prezentatoarea Ina Popov. Dansatorii fac parte din Asociația Basarabia. Noi mai avem noi, moldovenii de peste Prut, mai avem și o altă asociație, Speranța. Deci eu sunt de la Speranța. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. Eu fac parte dintr-o asociație italo-română care se numește Flacăra și care în această seară mi-a încredințat o misiune deosebit de importantă.
mi-a dat acest răvășel pe care eu ar trebui să-l citesc în fața dumneavoastră. Asociația Italo-Română Flacăra acordă diploma de merit ansamblului de dansuri populare Busuiocul al Bisericii Ortodoxe Române Sfânta Cruce din Torino, condus de maestrul coregraf Mihai Chiriac, în semn de apreciere și respect pentru menținerea și transmiterea minunatelor tradiții culturale românești. În acest moment aș invita în scenă pe președintele asociației, domnul Petre Cristea. Mulțumesc, Miredana, mulțumesc tuturor pentru că sunteți martori acestui frumos spectacol. Eu, în semn de virtute pentru cultura română, în semn de respect și recunoștință pentru tot ce a făcut acest minunat ansamblu, din toată inima, cu tot respectul pentru părintele Lucian, pentru că a acordat acest spațiu și a îngăduit și a răbdat de atât ori spune de exo, atâta gălge acolo, dar ați făcut-o cu folos, vedeți ce minunată este această sală, ce minunați oameni, ce minunați îngeri îmbrăcați în alb, care au făcut o demonstrație teribilă de folclor românesc. Spun românesc multe vreme pentru că noi suntem frați și am fost dintotdeauna. Vă ofer cu toată cinstea și respectul această diplomă și acest simbol de tricolor românesc pentru Biserica Ortodoxă Română. Dumnezeu să vă aibă în pază, Părinte, pe castră și pe noi toți. Mulțumesc! Felicitări încă o dată acestui minunat ansamblu și Bisericii Române, din nou mulțumiri! Meritele acestea, într-adevăr, le merită Biserica Sfânta Cruce și preotul Lucian Roșu. Nu considerați că toate lucrurile acestea le-am făcut numai eu. Le-am făcut împreună. Hristos a înviat și să vedea Domnul numai bucurie și pace în sufletele dumneavoastră. Și dumneavoastră.